Bună ziua, dragi ascultători! Vă spun Alex Brooker și Maria Popa, astăzi de la Radio Shalom România, ora de muzică, clasă mari muzicieni. Astăzi avem o invitată pe cineva foarte drag nouă și apropiat, pianista Mihaela Mană. Mihaela, bine ai revenit la noi în emisiune! Bine v-am regăsit, mă bucur mult să fiu în această seară aici. Mihaela a revenit acum, chiar se află, am mai făcut o emisiune nu de mult, ți-amintești, Mihaela, și te aflai la Viena. Pentru că tu studiezi în continuare la Viena, faci masterul, ai absolvit Universitatea de Muzică și, de Muzică și Arte Dramatice din Viena și acum știm că ai revenit chiar în România, nu recent. Da, tocmai ce m-am întors joia trecută, efectiv, și este și o oportunitate pentru mine. Am fost de m-am și vaccinat ca să pot în continuare să călătoresc cât de cât și să particip și la următoarele concerte care sunt programate, că altfel, din păcate, fără vaccin nu cred că va fi posibil din cauza condițiilor de carantină, mai ales acum cu acest val 4, cu varianta Delta, să vedem cum va fi. Dar să sperăm că totul va fi bine. Și desigur și o altă oportunitate de a petrece și eu puțin mai mult timp cu familia, că n-am mai fost acasă din septembrie de anul trecut. Destul de mult timp de când ai Da, venit în România. destul de mult. Ne bucură că ai venit și vreau să vă spun, dragi ascultători, că Mihaela a venit și cu o propunere foarte interesantă pe care eu eram în momentele în care mă aflam la Iași, la comemorarea pogromului de la Iași de 80 de ani și Mihaela mă sună și îmi spune, vai, aș dori să facem un concert, dacă e posibil, propun să facem un recital în memoria lui Iancu Zuckerman. Mihaela chiar m-a impresionat foarte mult și îți mulțumesc pentru propunerea pe care ai venit. Într-adevăr, acest concert pentru noi ar fi în cadrul Centrului Comunitar Evreiesc, ar fi primul concert care îl facem după ce domnul Zuckerman, din păcate, nu mai este fizic între noi și ne obișnuia de foarte des să facă asemenea concerte și știi foarte bine că și tu erai prezentă și veneai cu Ara. mare. Inițiativa ta este foarte frumoasă. Și cum ți-a venit această idee de a face concertul? Păi, cred că pentru noi toți, dispariția domnului Zuckerman a lăsat un mare, mare gol în sufletele noastre, sinceră să fiu, și mai ales el a fost un atât de mare iubitor de muzică și de artă în general și întotdeauna a ajutat tinerii foarte, foarte mult și bineînțeles că m-am gândit ce aș putea eu să fac astfel încât acolo spiritul lui să rămână și mai departe prin ceea ce fac eu, prin lucrurile prin care mă exprim eu, adică prin muzică cel mai bine. Și așa m-am gândit să-ți propun să facem o serie de concerte, pentru că primul va fi acum, cum ai spus și tu, la București, pe 1 august. La ce da, evreiesc. Da, la Centrul Comunitar Evreiesc. Iar apoi eu am discutat și cu Institutul Cultural Român din Viena, cu Alexandra Panican, și ei au fost de acord să facem o colaborare și acolo, tot un concert în memoria domnului Zuckerman. Va fi o colaborare cu salonul Bösendorfer, Bösendorfer, una dintre cele mai mari firme de piane, efectiv, Steinway și Bösendorfer sunt unele dintre cele mai mari. Și acesta va fi al doilea concert. Și o să vedem apoi ce să mai urmeze. Eu Da. propun să facem așa, în continuarea stagiunii următoare, să ținem acest ciclu, pentru că cred că domnul Zuckerman, de acolo, spiritul lui este foarte fericit Păi, eu cred că prin să asta ducem este mai prezent. departe. Cred că Da. Mihaela, prin acest lucru, este prezent printre noi, îl păstrăm aici prezent, pentru că Absolut. parcursul vieții lui Iancu Zuckerman a fost prin muzică. Și cel mai mult acest lucru l-a iubit, l-a apreciat, l-a și profesat 70 de ani, cântând la vioară.
Și la pensionare dorim foarte mult să se axeze pe descoperirea de talente, pe susținerea tinerilor și tu ai fost în acest grup al descoperirilor lui Iancu și Iancu spunea, vai, copiii pe care eu îi descoper sunt sigur că vor fi foarte, foarte buni în profesia care și-au ales. Da, da, el a avut întotdeauna o intuiție absolut deosebită și un flair, așa, ca să pot să spun, știi? Adică este un lucru special să poți să fii așa, să ai un asemenea talent, să poți să vezi omul din primul moment exact așa cum e el. Nu multă lume cred că are chestia asta și este ceva care eu sper ca noi să ducem mai departe tradiția pe care... Cu mare drag. Măcar atâta pot și eu să fac tot ce a făcut domnul Zuckerman pentru noi ca tineri muzicieni și artiști. Măcar atâta să celebrăm în continuare deci spiritul eu cred lui. Că este foarte mult. Ceea ce faci tu e foarte mult. El e cel mai important. Lucru cel mai important. Altfel, ceva nu-și dorește. Da. Acum, dacă ne putea propune o ceva să ascultăm. Uh-huh. Aș vrea pentru început o înregistrare foarte scurtă. Domenico Scarlatti, una dintre cele 550 de sonate, sonata în re minor, K1, pentru pian. Este o înregistrare făcută de mine în sala nouă a universității, chiar acum de curând, în luna iunie și, da. Scarlatti pentru mine este un compozitor foarte special, eu cânt cu mare plăcere, mai ales că eu am făcut câteva cursuri și pe hammerclavier și pe orgă, așa că este o deosebită relație între mine și Scarlatti și tocmai de aia aș vrea să propun această înregistrare. Mulțumim. Foarte frumos și foarte bună înregistrarea și totul s-a auzit foarte bine. Într-adevăr, da. Se vede calitatea imaginii, calitatea pianului și normal și a interpretului, mai ales. Mihaela, eu aflând de la tine că ai primit o distinție acum cu
succesele tale pe parcursul anilor de studiu, distinția se numește Premiul Benjamin. Acum, nu știu, spune-ne și nouă câteva lucruri ca să înțelegem această distinție a ta. Acest premiu este oferit de o fundație a unui violoncelist care ajută tinerele talente, el se numește Wolfgang Büsch, iar el oferă acest premiu celui mai tânăr absolvent al universității, indiferent de secție, care a absolvit efectiv cu nota 1,0, așa cum se spune, care se numește Auszeichnung, adică este o distincție. Adică eu am primit la examenul de licență distincție, adică nota 10 din partea tuturor membrilor comisiei și am fost propusă de Christopher Hinterhuber, care este șeful de catedră la noi la institut, tocmai pentru că el pe mine m-a susținut foarte, foarte mult împreună cu profesorul meu, cu Stefan Arnold, m-a propus pentru acest premiu și, desigur, este și bursa în valoare de 4.000 de euro pe care am primit-o, iar înmânarea premiului s-a făcut la Casa Mozart, unde am susținut un concert împreună cu violoncelistul Rudolf Leopold. El este tot așa unul dintre cei mai recunoscuți violoncelist din Austria și este, desigur, cum să spun, este urmașul tatălui său care a înființat muzeele Leopold din Viena. Personalități importante sunt pe lângă tine și asta ne bucură mult pentru că înseamnă că ești un om apreciat, o pianist apreciat acolo și este o, așa inima ne sare din piept când auzim lucrurile astea frumoase. Le spui. Mihaela, hai să mai ascultăm ceva ca să mai, ne mai pice. Aș vrea să propun pentru următoarea înregistrare, este un concert împreună cu Filarmonica Iași, tocmai pentru că domnul Zuckerman a fost născut în Iași și este... eu am o legătură absolut specială cu orchestra de acolo și cu mentorul meu, maestru Bășor Prelipcean. Așa, și aici avem și aici avem părțile 2-3 din concertul în re major Köchel Verzeichnis 537 în coronarea de Mozart alături de dirijorul Alexander Walker din Anglia. Este o regisă puțin mai veche din anul 2017 care sper să vă placă. Thank you.
Da, Mihaela, am auzit și un bis, nu? Da, așa se întâmplă, mai punem acolo câte o mică surpriză. Da, Și ce am ascultat? a fost studiul Opus 25 numărul 1 de Frédéric Chopin. Mihaela, nu pot să spun decât că ne încânți când te auzi. Cum spunea Ian, că este ca și cum ai culege niște perle, deci când apeși pianul, clapele pianului, deci era o metaforă a lui foarte interesantă, așa consider că faci și tu. Și vreau doar să mă amintesc că, și nu pot să evit acest lucru, că datorită directorului general, mentorului tău, al filarmonicii din Iași, Bujor Prelipcean, noi, Iancu Țucărman a putut să te cunoască și ne face o deosebită plăcere că faci parte din familia noastră. Te-am adoptat deja, ești adoptată de Da. noi. Cred că de toată lumea care te cunoaște, văd că și acolo, ești înconjurată de oameni foarte importanți. Așa că deci un om cu calități profesionale și calități umane, nu are decât oameni la fel pe lângă el. Mihaela, acum știi că în legătură cu acest eveniment care l-ai propus tu la Centrul Comunitar, acum începem cu Centrul Comunitar Evresc, evenimentul care, concertul dedicat în memoria lui Iancu Zuckerman, care o să fie în mai multe locații, dar startul va fi chiar acolo la Centrul Comunitar Evresc și e foarte important pentru că așa este acest Centru Comunitar Evresc pentru Iancu este a doua casa lui. Acolo își petrecea foarte mult timp, acolo vă chema pe voi să dați concerte, acolo este și acest Radio Shalom, deci este a doua lui casă. Deci acolo este partea lui spirituală, culturală și mă bucur foarte mult și vreau să spun că în momentul acesta când tu ai venit să-mi spui că vrei să faci acest lucru, pentru mine a venit ceva ca ceva de sus, ca ceva trimis de Iancu. Eu cred că trimis de Iancu pentru că eu mă aflam într-o situație foarte grea acolo la Iași, la această comemorare. Eram distrusă de acele evenimente, de faptul că Iancu nu mai este acolo, că nu, an de an noi mergeam împreună și nu era cu un prezent, nu eram împreună și tu ai venit, parcă nu știu, te-a trimis el. Și parcă mi s-a părut ca un dar, ca o trimitere a lui către faptul să propui acest lucru și poate să încep tu, mă gândeam așa, poate să încep tu să dai tu startul la lucrurile care le făcea Iancu. În general și mai ales în cadrul Centrului Comunitar Evresc, startul acestor concerte, acestor recitaluri pe care le făcea Iancu. Și felicitări, încă o dată. Nu știu, eu sunt foarte impresionată Mulțumesc. și mulțumesc mult de tot. Mihaela, și acest eveniment pe care îl facem, vin și două persoane foarte apropiate, prieteni, apropiații nouă, mai ales lui Iancu, este maestru Sabin Păuța, compozitor, profesor universitar, dirijor, o mare personalitate muzicală, pe tot globul, e cunoscut peste tot și altă personalitate este maestru de cor de la Constanța, Adrian Stanache, care tot s-a apropiat de domnul Zuckerman și vor fi acolo invitați și vom avea o discuție și o amintire frumoasă despre ce făcea Iancu. Bun, acum încerc scuze, am făcut o mică paranteză. Dar te felicit pentru că deci este un Eu lucru foarte, foarte bun. și eu mă bucur că am Mulțumesc. reușit să găsim până la urmă această oportunitate, că a fost posibilă, acum ținând cont și de totuși încă de situația de criză în care ne aflăm în momentul de față și mă bucur că putem să facem chiar la Centrul Comunitar Evresc. Și Bun, e tocmai foarte important. chiar și pentru mine a fost tot aici a început tot, relația mea cu domnul Zuckerman, aici a Exact. început efectiv, că noi făceam
Mai de mult făceam acele concerte și de anul nou și de peste tot și erau invitați foarte mulți. Mi se pare că printre invitați a fost chiar și Ioan Hollander, a fost și maestru Valentin Gheorghiu la un moment dat. Da. Și tot Da, felul, era da, așa da, o mare bucurie și mă bucur că acum ce să facem, chiar dacă domnul Zuckerman nu mai este fizic, el este oricum spiritual printre noi și noi o să sunt convins împreună cu maestru Păuța și cu maestru Stanache o să facem un eveniment absolut minunat și o să ne bucurăm împreună de o muzică foarte frumoasă și cred că și spiritul domnului Zuckerman o să fie acolo, o să ne aducă așa și mai multă bucurie. Mai mult ca sigur, pentru că eu ce-am spus, eu cred că e venit de la el. Da, se poate, multă, se poate. E prea multă coincidență, faptul să mă spun. Da, se poate. Să mă da. Mihaela, acum vreau să spun, cum a început, vreau așa puțin să știm și noi, ca ascultătorii care te vedem, și să știm cum ai început tu acest... să încep să cânți la pian, ce te-a atras? Că în familie, nu știu dacă există muzicieni sau de unde se trage această atracție către muzică? Uh-huh. Sincer să fiu, eu am început dintr-o întâmplare, pentru că eu locuiesc în Târgoviște, stau foarte aproape de școala de muzică. Și ne-am hotărât eu împreună cu părinții și bunicii și la mine în familie sunt foarte mulți profesori. Bunicul meu a fost profesor de matematică, tatăl mamei mele, mama mamei mele a fost profesoară de română și de franceză, iar mama tatălui meu a fost învățătoare și tatăl tatălui meu a fost tot profesor. Adică noi suntem așa un fel de... e un cerc, așa. Și da, am hotărât să încercăm la școala de muzică, tocmai pentru că aici, în cartierul unde stau eu, era o școală foarte bine clasată, ca să zic așa, în clasamentul școlilor, avea performanțe foarte bune și am zis, băi, hai să vedem ce o fi, să vedem cum mă descurc. Și, sincer să fiu, m-am dus, am luat examenul, cred că și acum se mai dă examen, se vadă aptitudinile, tot felul de ritm, de dacă avem voce sau nu mai amintesc exact ce se dădea, dar oricum. Și m-am descurcat, sincer să fiu, din prima. Dar țin minte că la mine a mers totul foarte repede, adică eu sincer nu mi-aduc efectiv aminte cum am început să cânt, pentru că a mers efectiv foarte, foarte rapid. Eu am fost oricum și un copil care a vorbit destul de repede și eram foarte, foarte activ așa. Nu eram foarte, cum să spun, eram foarte prietenoasă, dar în același timp îmi plăcea să învăț puțin și de treaba mea când eram copil, fapt care cred că se aplică și acum în viața mea personală puțin, dar mi-a plăcut să fac întotdeauna foarte repede tot ceea ce am început și cumva eu n-am avut la început pian acasă și știu că profesoara mea de pian, doamna Cristina Pintea, a spus undeva, deci eu am început în luna septembrie și undeva în luna noiembrie l-a spus părinților, da, merge foarte bine, a trebuit să luați un pian ca să poată să facă și mai mult. Și așa, încet, am ajuns la sfârșitul clasei întâi să câștig primul meu premiu la București. Premiul întâi. Și apoi, asta a fost în anul... Câți ani aveai? 7 ani. Eu am început la 6 ani și 9 luni, efectiv. Și asta a fost în anul 2004. Iar apoi, anul următor, am fost la primul meu concurs în Italia, unde am obținut tot premiul întâi. Și apoi a tot urmat Olimpiada Națională, unde am obținut de la mențiune până la premiul întâi, până când am ajuns la liceu și așa mai departe. Și am tot făcut multe concursuri și în străinătate, în Franța, unde am obținut foarte multe premiuri întâi și am fost laureată în numeroase concursuri și am avut și ocazia să cunosc foarte, foarte multă lume de când eram mică. Multă lume, chiar mai sunt prelicean, spune, eu te-am descoperit că tu erai wunderkind, copil minune. Cu toate, eu nu m-am considerat niciodată așa, sincer să fiu, cu toate că multă lume spune, nu m-am considerat, pentru că mi-a plăcut să și studiez foarte mult și am dezvoltat iubirea asta față de pian foarte repede, cumva. Și cred că eu am început să cânt cu orchestra tot foarte devreme, undeva pe la 10 ani, 11 ani. Tot așa am avut oportunitatea când exista Filarmonica Muntenia de aici, din Târgoviște.
Și prima experiență cu orchestra a fost absolut deosebită pentru mine și cred că în acel moment m-am gândit că realmente asta este ceea ce vreau să fac pentru restul vieții. Și de atunci mi-am propus să mă ocup undeva, de hotărârea asta eu am luat undeva la 10-11 ani, așa, să mă ocup foarte, foarte mult de muzică și de a mă exprima efectiv prin muzică, pentru că asta este scopul nostru, să transmitem emoțiile noastre și toate ideile noastre publicului care ne ascultă și din momentul ăla toate lucrurile au venit așa, treptat, treptat. Bineînțeles că, da, bineînțeles că tot timpul există momente și de, cum să spun, de mici, nu le-aș putea spune dezamăgiri, de mici hopuri, ca să zic așa, de mici, cum e și drumul când mergem chiar și cu mașina sau pe jos, mai sunt câteva gropi, așa. Dar cred că și lucrurile alea sunt menite tot ca să ne dezvoltăm mai departe. Exact, da. Foarte frumos. Bine că puteți așa lucrurile. Da. Și toate aceste mici opreliști sau mici piedici în calea și a ta sunt lucruri pe care te fac ca să le depășești, altfel să fie o experiență și să ai de învățat. Da. Foarte bine, Mihaela. Acum aș vrea să ascultăm ceva muzică. Da, ultima înregistrare pe care aș vrea să o propun este tot înregistrare făcută acum în luna iunie, tot în sala nouă a universității, la institutul nostru, cu Frédéric Chopin, Andante spianată și Marea Poloneză, o piesă foarte dragă mie, pe care am cântat-o și care am început-o acum mulți ani și am reluat-o chiar acum de curând, tocmai pentru că mi-a readus un sentiment absolut deosebit și tocmai de asta aș vrea să o împărtășesc și cu toți ascultătorii noștri din seara aceasta.
Felicitări, Mihaela! Chiar mulțumesc. A rămas atât de foarte concentrată și atentă la tine. Vreau să te întreb, această interpretare, această vom putea să o auzim live la Centrul Comunitar Evresc? Acest... Da, exact. Tocmai pentru că este
una dintre piesele mele preferate și sunt convinsă că și domnul Zuckerman ar fi iubit-o foarte mult. Piesa asta este foarte, eu o consider așa, foarte intimă, una dintre cele mai intime piese ale lui Chopin. Iar Marea Poloneză este una dintre cele mai vii poloneze pe care le-a compus el și sunt convinsă că aceasta reprezintă oarecum o mare parte din spiritul domnului Zuckerman, cum era el așa plin de viață. Și tocmai de-aia am ales-o să fie și partea programului din cadrul concertului de pe 1 august. Iar celelalte piese, o să încep cu sonata în la minor de Mozart. Această sonată a fost scrisă, eu mi-am scris lucrarea de master pe această sonată, apropo, tocmai pentru că Mozart este un compozitor pe care eu îl iubesc foarte mult și eu am început să studiez piesele lui Mozart, cred că de când eram copil, și am dezvoltat o mare, mare dragoste pentru ele și aș vrea să continui această cercetare și pe viitor legată de piesele lui și de viața lui și de personalitatea pe care a avut-o el. Sonata în la minor de Mozart a fost scrisă tocmai după moartea mamei lui Mozart și este prima sonată tragică. El nu prea a compus așa multe piese tragice, doar, desigur, spre finalul vieții. Și tocmai pentru că noi ne aflăm încă n-a trecut foarte mult timp după moartea domnului Zuckerman, tocmai de-aia aș vrea să încep cu această sonată, care este foarte reprezentativă. Iar apoi continuăm cu Chopin și în final sonata 6 de Serghei Prokofiev, tot una dintre cele mai dragi piese ale mele, piesă pe care am cântat-o și într-un recital în sala mică a Atenelui, unde a fost și domnul Zuckerman prezent, piesă care lui a plăcut foarte mult și tocmai de aia aș vrea să o cânt din nou. Și cam acesta ar fi programa. Foarte frumos, chiar impresionant de frumos și se potrivesc toate piesele pe care le-ai ales. Și știu că cred că ultima dată când te-a ascultat și eram împreună, era la Ateneu Roman. Tocmai la debutul meu în sala mare, tu cu un concert de Mozart, apropo, exact. Concert în re minor și a fost, bisul a fost această sonată de Scarlatti, apropo, care l-a încântat foarte mult atunci, tocmai de-aia am și propus astăzi această înregistrare. Mulțumim, Mihaela. Două cuvinte pentru proiectele tale de viitor, ca să cunoaștem și noi puțin ce ți-ai propus. Desigur, eu, concertul în colaborare cu ICR-ul din Viena va fi în luna septembrie, să sperăm că se va putea ține, așa. Aici vorbim așa puțin mai cu grijă, că nu știm ce o să se întâmple, cum o să se dezvolte cu varianta asta Delta, dar să sperăm, în cel mai rău caz, va fi online, dacă nu se va putea cu public. Acum o să știm, oricum, cât de curând. Iar apoi, desigur, eu mai am încă un recital în Viena, în noiembrie, la salonul din Oberla, tot pe lângă Viena. Iar apoi, în primăvara anului următor, o să vină niște concerte cu orchestra la Iași, la Sibiu și să vedem, poate și la Timișoara, cu Imperialul de Beethoven. Și sper foarte mult să se țină. Asta este marea mea speranță. Chiar acum când am auzit aplauzele, așa mă gândeam cât de dur mi este să le aud așa live. Sincer, este foarte greu fără ele și fără public. O să fie bine, Mihai, da. să sperăm. Să sperăm. Realizeze și noi suntem alături de tine și acum suntem la final și ne-a trecut timpul. Să spunem că îți mulțumim mult de tot că ai venit din nou la emisiunea noastră. Te așteptăm. Ești binevenită. Și așteptăm pe 1 august să fim împreună, să vedem live, nu online. În sfârșit, live. Da. Live. Mihaela, mulțumim și mult succes. Să fie, mulțumesc. Seară frumoasă. Mm-hmm.